Pentru ei, acum proaspăta intrarea lui Jupiter în săgetător, acum și conjunctă cu Soarele, se întâmplă pe o casă a carierei, pe o casă a seriozității și a responsabilității. Peștii, practic, pot face tot ceea ce ține de o relansare socială. Se pot căsători, își pot schimba serviciul, pot primi o funcție de conducere, pot crește ierarhic, pot ieși la rampă. Vom vedea pești care devin foarte importanți, fie la locul de muncă, fie în mediul social în care se află. Provocarea nu vine pe zona socialului, pentru că acolo au un soi de oportunități din partea destinului, ci provocarea vine pe zona prietenilor, unde cu Saturn și Pluton i-au de făcut foarte multe, foarte multe acte filantropice. Practic, s-ar putea să-și ajute prietenii să-și ajute prietenii într-un anumit domeniu sau pur și simplu să-i susțină într-o perioadă de cumpănă și așa mai departe, acte de generozitate față de prieteni. Din punct de vedere financiar, aceștia sunt, de fapt, ei sunt mai mult preocupați de ceva ce are legătură directă cu sufletul lor. Puțin agitați de intrarea lui Marte în semnul lor, acolo unde până acum se afla confortabil Neptun. Acest lucru înseamnă că un soi de neliniște sufletească vine peste pești. Ei, practic, trebuie să vadă unde este provocarea. Ceea ce va neliniști în perioada imediat următoare, clar, trebuie eliminat. Persoanele care vin cu sămânță de scandal, persoanele care vin agresive și agresoare către ei, de asemenea, trebuie eliminate. Dacă sunt situații care devin agresive, de asemenea, trebuie anulate sau eliminate dacă nu se poate face nimic într-un timp foarte scurt. Nu îi sfătuim pe pești să stea prea mult într-o situație conflictuală sau alături de persoane conflictuale, pentru că ei sunt predestinați în această perioadă să fie blânzii zodiacului, să fie mentorii și duhovnicii zodiacului, să fie persoanele care au în destin, de fapt, preluarea poverii și a greutăților celorlalți și să fie mentor. Ori nu ai cum să fii mentor pentru ceilalți dacă tu ești agresat de către oameni cu vibrații joase. Revenim, Dragoș, după publicitate cu nativii pești. Da? Nemai consumând energie degeaba. Dar dacă luăm decizia de a ne implica și mai profund în acele evenimente, consumăm energie mai multă, nu facem decât noi să dăm mai multă putere acelui eveniment care este destructiv de foarte multe ori și celălalt să trebuiască să răspundă. Și așa, în așa fel, un eveniment care este mărunt poate deveni un eveniment foarte mare, foarte puternic, la nivel atât fizic, cât și mental, cât și emoțional, pentru că orice eveniment poate constitui niște traume psihice, fizice, emoționale, sentimentale. Traume care la rândul lor vor trebui la un moment dat lucrate pentru a ne elibera de ele. Toate acestea rămân, pentru că noi de obicei, în loc să eliberăm emoțiile și sentimentele, le ținem înăuntrul nostru. Toate aceste emoții și sentimente sunt doar energii pe care le blocăm și blocându-le pe ele, de fapt, blocăm fluxul energetic al corpului nostru. Nu vor face decât să blocheze, să aducă o disfuncționalitate în corp, să rămână o disarmonie care, la rândul ei, într-o anumită perioadă de timp, poate aduce niște afecțiuni în corpul fizic. Anumite situații, pentru că avem aici o planetă a acțiunii, întretaie viața nativilor pești în perioada imediat următoare, într-un mod în care aceștia poate nu înțeleg de la bun început care este planul, proiectul, destinului, dar pentru că au un tipar foarte corect de a aborda problemele, ei vor ajunge la o înțelegere și cu cei din jur și cu ei înșiși și vor înțelege valorile cu care trebuie să intre în problema și în povestea respectivă. Dacă pentru ei nu contează ceva, au totuși capacitatea în această perioadă să înțeleagă că poate pentru alte persoane acea situație este importantă și să ajute, să susțină sau să valorizeze. Iarăși un lucru care îi apropie de credință în perioada imediat următoare este faptul că nu-și fixează proiecte utopice sau greu de atins, ci dimpotrivă intră doar pe acea zonă care este perfect realizabilă, pe care o pot pune ușor, adică rămân în sfera realizabilului, nu ignoră realitatea. Știm că atunci când ignoră realitatea, automat te îndepărtezi de relația cu Dumnezeu. Practic, ei schițează momentul prezent exact așa cum acesta ar trebui să arate și din punct de vedere spiritual sau din punct de vedere al Universului. Este mare lucru să poți să faci acest lucru. De asemenea, au și un soi de revelații
aparte vom vedea nativi pești care cu adevărat simt ceea ce urmează să li se întâmple, simt și destinul oamenilor din jurul lor, știu exact ce trebuie să facă, unde trebuie să se ducă, ce trebuie să achiziționeze, cu cine trebuie să negocieze, cât să negocieze și așa mai departe. Deci ei pot evalua foarte corect atât lucrurile care vin către ei, progresul pe care pot să-l facă, au reușit și reușesc să se dezică de ceea ce nu le este favorabil sau chiar pot da ultimatumuri în anumite situații care nu le mai convin și depinde sigur că da și de destin, dacă consideră că mai este în sensul lor acel profil. Deci, practic, această perioadă pentru nativii pești este o perioadă foarte bună pentru că ei fac toate acele lucruri care îi apropie de sufletul lor și de divinitate. Nu prea fac greșeli, dar dacă sunt nativi pești care continuă să facă greșeli, îi sfătuim să intre pe făgașul corect cât mai repede pentru că ei sunt în această perioadă practic ca niște precum niște mentori pentru cei din jur. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc. Ne revedem și astă seară de la ora 21. La revedere!